Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracle Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de marți, 21 iulie 2020, și vom folosi setul de cărți de Oracol al Norocului, set din care vom extrage două cărți. Veți vedea la sfârșit dacă rezonați cu aceste cărți și cum vă veți putea aranja poate viața pe parcursul zilei de marți, în funcție de situația prin care treceți și de recomandările pe care le primiți. Desigur, dacă simțiți că nu rezonați cu nici unul din aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Și vom mai extrage o piatră. Și aceasta este speranța. Da? Veți vedea fiecare dintre voi cum speranța își va face apariția pe parcursul zilei de azi sau în ce sector va trebui să nu vă pierdeți speranța. Și haideți să vedem cărțile. Prima carte, iubire. Iar cea de-a doua, foarte interesant. Diavol. Haideți să le luăm pe rând. Prima carte, iubire, vine cu mesajul: iubirea te înconjoară în aceste timpuri, în toate conexiile. Mergi înainte pozitiv și toate aspectele vieții tale vor fi pozitive. Vedeți, în prima carte sunt culori foarte frumoase, roz, roșii, nuanțe diferite de roz și de roșu și multe steluțe strălucitoare, ceea ce înseamnă fericire, armonie. Sunteți îndrăgostiți, iubiți, pasional. În schimb, în cea de-a doua carte avem numai negru și maro, foarte puțin bej. Deci acesta este diavolul. Îl vedeți și aici înfățișat. Sunt cărți cu totul opuse și ca energie și ca însemnătate și ca mesaje care vor să ni le transmită. Ce spune mai departe cartea iubire? Aura ta este electrică și va atrage multă iubire în viața ta, în ambele sectoare, și profesional și personal. Fii pregătit pentru schimbări majore în viața ta care îți vor afecta sau îți va afecta relația sau relațiile. Tentațiile s-ar putea să apară de acolo de unde nu te aștepți și este o avertizare pentru tine ca să nu... Mai ales dacă ești într-o relație acasă sau, bineînțeles, într-o căsătorie, să nu dai curs acestor tentații, altfel vei suporta consecințele. Dar vei face în același timp un pas major înainte în viața ta în aceste timpuri. De asemenea, călătoriile îți aduc conexii noi. Business-uri, s-ar putea să fie anumite business-uri noi sau idei pentru anumite business-uri. Și chiar dacă ești singur, un interes roiește în jurul tău, de un interes de a te îndrăgosti de o nouă persoană. Vei comunica mult mai bine acum ca în trecut și te vei simți mult mai încrezător, mult mai confident, ceea ce îți va atrage atenția. Deci vei fi urmărit sau vei fi înconjurat de persoane care îți văd aceste calități, că ai mai mare încredere în tine și că ești confident. Rămâi pozitiv și pune gândurile negative departe sau deoparte sau lasă-le în urmă odată pentru totdeauna. Dacă ești singur, o conexie cu sufletul tău pereche s-ar putea să se realizeze.
pentru cei care desigur caută iubirea. Spune cartea mai departe, inima ta este de foc, deci ca focul arde și vei atrage iubire mai mult ca niciodată în viața ta. Te vei simți foarte dinamic în acest timp. Pentru cei care sunt într-o relație, fie veți alege să vă căsătoriți sau să ajungeți la un angajament unul pentru celălalt, fie pur și simplu vei ieși din această relație. Pentru că amândoi vedeți că nu există viitor pentru relația voastră. Este timpul să te debarasezi de aceste relații care sunt cu probleme și sau mai există o posibilitate să găsiți soluția problemelor voastre. Și atunci, stabilindu-se armonia, care este calea succesului pentru a păstra relația, este foarte bine pentru amândoi, și pentru acum și pentru viitor. Deci dacă veți reuși să găsiți soluțiile relației voastre, această relație va dura. Va dura foarte mult timp. Invitațiile se pare că vor curge și este important să nu refuzi nicio invitație la care ești invitat. Pentru că, mai ales dacă nu ești într-o relație, este posibil să întâlnești persoana potrivită dacă ești la locul potrivit, în momentul potrivit. Deci nu pierde nicio oportunitate, îmbracă-te frumos pentru a impresiona și vei fi impresionat la rândul tău de oportunitățile care ți se ivesc. Dacă vei întâlni pe cineva, acel cineva îți va trezi sau îți va aprinde anumite sentimente pe care nu le cunoști. Nu le-ai mai avut până acum. Sunt necunoscute ție. Dar sunt frumoase, da? Reuniunile de familie, de asemenea, sunt foarte indicate în această perioadă. Celebrările vă vor umple casa și familia și sufletul de bucurie pură, de zâmbet, de atmosferă bună și toată lumea va fi fericită. Pentru carieră și bani, această carte îți spune că aura ta va atrage posibilități și oportunități cum nu ai mai atras până acum. De asemenea, la locul de muncă se va stabili o energie de pace și de armonie și colegii tăi și șefii tăi te vor vedea mult mai profesional, ceea ce îți va aduce noi admiratori și, de ce nu, oferte în business sau în alte joburi. Oportunități de a face bani, de asemenea, se pot manifesta. Recomandarea Șarinei la sfârșitul acestei cărți este să porți, în special dacă ești bărbat, haine de culoare roz sau roșu. Și dacă dorești să nu se vadă, să nu iasă în evidență această culoare, poartă dedesubt lenjerie de culoare roșie sau roz. De asemenea, poți să pui flori roșii sau roz în casa ta și de asemenea și în afara casei, într-un ghiveci sau în grădinuță sau la terasă unde ai posibilitatea, pentru ca norocul și iubirea să te înconjoare de jur împrejurul tău. Aceste două culori atrag iubirea. Haideți să vedem ce ne spune următoarea carte. Diavolul.
Deci, diavolul vine cu mesajul să ai grijă imediat sau să rezolvi imediat tentațiile care apar. Și tentații, aici am avut și aici vorba despre anumite tentații, mai ales dacă ești într-o relație. Fugi cât mai departe de orice tentație, altfel vei suporta consecințele. Iar diavolul îți spune că această carte, când iese în etalarea noastră, îți transmite un mesaj pe care trebuie să-l iei în considerare și acesta este să eviți situațiile sau relațiile în care tu nu ai niciun fel de putere sau fie ești blocat și de asemenea să eviți consumul excesiv de alcool sau de droguri sau de țigări sau voi știți ce fel de consum în excesiv folosiți. Apoi să nu te implici în nicio activitate fără scrupule și sau să eviți corupția. În zona personală și a relațiilor, această carte îți spune că s-ar putea să fii într-o relație în care persoana cealaltă să încerce să te domine și să încerce să îți preia controlul vieții tale. Fii foarte atent cu cine te implici, în special dacă ești singur în această perioadă. Protejează-te, încearcă să fii întotdeauna pregătit pentru orice situație, eviți să eviți să te implici în anumite relații manipulative sau abuzive, iar dacă totuși o faci, s-ar putea ca acea persoană, pentru că sunt persoane de felul acesta, să devină sexual abuziv sau să fie personal obsedat de tine sau de cineva din jurul tău. Deci aceste persoane cu aceste relații cu asemenea persoane sunt foarte toxice și periculoase. Nu ignora orice steguleț îți apare sau orice beculeț care ți se aprinde, nu-l ignora. Pentru că aceste activități sau comportamente ale acestor oameni sunt foarte periculoase și ar trebui să te scoți imediat cum ar veni, să ieși afară imediat din orice situație de genul acesta sau de relație, dacă deja ești într-o relație de acest fel. Și nu în ultimul rând, fii atent în cine te încrezi, în cine ai încredere în această perioadă. Fii atent la zâmbetele, în ghilimele, asasinilor. Deci aceștia sunt prietenii falși, care îți zâmbesc în față, dar pe la spate te trădează. Și trebuie să fii conștient, chiar dacă în această perioadă s-ar putea să fii într-un stadiu mai vulnerabil, trebuie să conștientizezi dacă ești în pericol, dacă ai în jurul tău sau în prejurul tău asemenea oameni. Nu fă greșeala să iubești în acest timp sau să te îndrăgostești, mai bine zis. Chiar dacă prima carte ne-a spus iubire în toate aspectele vieții tale, da, este iubire dacă ai deja o relație sau dacă cunoști deja pe persoana respectivă. Dar dacă ți este o persoană nouă pe care n-ai mai cunoscut-o până acum, mai bine stai în perioada asta deoparte, vezi, urmărește comportamentul, acțiunile și când treci această perioadă
mai critică, vei putea lua hotărârea corectă și decizia corectă pentru tine. În zona carierei și a banilor s-ar putea să fii puțin consumat de o idee sau de un proiect. Și asta se întâmplă pentru că unii dintre prietenii tăi sau unii oameni din jurul tău sunt împotriva a ceea ce tu crezi. Nu te susțin, nu susțin proiectul, nu sunt de aceeași părere cu tine și acest lucru te consumă. Sau unii dintre voi veți deveni obsedați, cum să deveniți cât mai repede bogați. Și ceea ce iarăși nu este bine, pentru că în această perioadă mai bine stai puțin, cercetezi piața, vezi cum merg lucrurile de jur împrejurul tău, nu lua încă nicio hotărâre de care mai târziu s-ar putea să-ți pară rău. Unii dintre voi s-ar putea să vă doriți în acest timp, în această perioadă, să vă achiziționați o mașină foarte scumpă sau lucruri foarte, foarte scumpe, extravagante. Fii atent și evită schemele de îmbogățire rapidă. Nu există să te îmbogățești peste noapte cinstit și corect. De asemenea, evită cheltuielile peste măsură, mai ales dacă nu sunt necesare acele lucruri, sau evită jocurile de noroc, evită ruleta, evită pariurile sportive, orice de genul acesta. Dacă cineva la locul de muncă sau în cercul tău de prieteni te ia peste picior sau, hai să nu spunem, te batjocorește, dar râde de tine sau face glume proaste pe seama ta, stai pe poziții puternic și nu juca rolul de victimă. Trebuie să le arăți că ai caracter, ai coloană vertebrală și nu te lași în plasa lor. Recomandarea Șarinei pentru această carte este că dacă îți dorești să blochezi energiile negative din casa ta, de la locul de muncă, deci din prejurul tău, fă-ți curățenie acasă sau în mașină și folosește un spray făcut din apă cu sucul de la lămâie. Apoi fă curățenie la tot ce nu-ți mai folosește în casa ta, la birou, în mașină. Imediat aruncă tot ce nu-ți mai folosește și dacă nu ai folosit un lucru de mai mult de 12 luni, sunt 99% șanse să nu-l mai folosești niciodată. Deci poți să le donezi dacă îți pare rău să le arunci anumite lucruri, dar trebuie să faci curățenie pentru a elimina energiile negative. De asemenea, este o bună recomandare să pui sare de mare de jur împrejurul cășii tale pentru a dizolva energiile negative. Aceasta este ultima recomandare a Șarinei în legătură cu cartea Diavolul. Dragii mei, acestea au fost recomandările pentru ziua de marți, 21 iulie. Vedeți dacă prima carte a fost numai cu flori, cu inimioare și cu iubire și bună dispoziție. Cea de-a doua vine cu anumite probleme pe care trebuie să le rezolvăm în a evita orice fel de tentație de care vreți voi, de orice natură și să stăm drepți pe poziții, să nu picăm în plasa nimănui și să le arătăm că suntem puternici și știm să ne comportăm civilizat, avem coloană vertebrală, avem caracter frumos și să fim oameni civilizați și înțelepți.
Cu acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați că sunteți puternici, sunteți minunați, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Nu uitați să fiți mai blânzi unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!